Dihorul Lecuit. În pădurea fermecată din Narusunui, Japonia, toată lumea ar fi trăit fără griji și fericită dacă dihorul n-ar fi necăjit tot timpul pe cineva. Animalele pădurii l-au însărcinat pe iepure să-i dea o lecție. Acesta luă două putini, una mai mare și una mai mică. Pe prima o vopsi cu smoală și se duse cu ele la dihor. Vii cu mine să mergem pe munte să căutăm smaralde? Întrebă el. Dihorul acceptă și, cum era de așteptat, luă putina mai mare. Când, în schimb, a vrut să o dea jos de pe spate, aceea se lipise de blana lui și îi smulse și pielea. Iepurele se oferi să-l ajute și luânse coalifie magică, amestecată după rețeta dată de dihor, în glumele lui răutăcioase, adică din lămâie și piper negru. Dihorul, urlând de durere, o luă la fugă către vizuina lui, dar trebuia să treacă peste un râu, unde erau legate două canoe, una mică și ușoară, iar cealaltă mare și încrustată cu pietre prețioase. Bineînțeles, dihorul o alese pe cea din urmă, crezând că se va îmbogăți măcar acum. Dar iepurele îl păcăli și de data aceasta, pentru că barca era din noroi și bucățele de sticlă colorate, iar de cum ajunse în apă se topi. Până la urmă, dihorul făcu și o baie forțată în apa rece a râului, dar toate astea îl învățară minte să nu mai necăjească pe nimeni. Iepurele îl vizita a doua zi pentru a vedea cum se simte. I-a făcut un ceai cald ca să îi treacă răceala și i-a oblojit rănile cu alifie de gălbenele pentru a se vindeca mai repede. Nu a uitat nici să-i spună: ție ce nu-ți place, altuia nu-i face.